Industria jocurilor video din România a înregistrat o creștere accelerată în ultimele luni. În toată țara avem peste 100 de studiouri de creație cu peste 6.000 de angajați. Chiar dacă majoritatea contractelor sunt cu marile companii din toată lumea, există și jocuri românești create de tineri pasionați. Pentru că lucrurile merg foarte bine, firmele au făcut angajări în această perioadă, iar unele chiar și-au dublat echipele. Man, this is just like in the movies. This could be very dangerous. Hear that, kitty? Adventure awaits. I can barely contain my enthusiasm. Acesta este Gibbous, a Cthulhu Adventure, un joc dezvoltat în întregime în România de o companie cu sediul în Târgu Mureș. Pe platformele de gaming este un succes. Se vinde cu 20 de euro, iar cei care îl cumpără sunt trimiși într-o călătorie ciudată în jurul lumii alături de o pisică vorbitoare. Bossguard, Riders of the Lost Island și Yaga sunt alte jocuri dezvoltate complet în România, apreciate la nivel internațional. În toată țara avem peste 100 de studiouri care produc jocuri video. Cifra de afaceri a industriei depășește 200 de milioane de dolari și continuă să crească. Unele dintre firmele din domeniu și-au dublat anul trecut numărul de angajați. Sunt peste 6.000 de angajați. Sunt mai multe companii care s-au extins. Sunt companii care au birouri în București sau și în alte orașe în afară de București. Și mă gândeam acum că a venit pandemia, sigur nu mă mai angajez eu, cum să mă angajez? Și când a apărut oportunitatea și am văzut că totuși m-au angajat, mă gândeam că sunt foarte norocoasă. Cine nu și-ar dori să lucreze toată ziua cu jocuri? Nu este nevoie neapărat de o anumită experiență sau de o anumită educație specifică pentru industria noastră. Industria are nevoie nu doar de programatori sau de artiști care lucrează în 2D și în 3D, dar are nevoie de o multitudine de meserii. Avem nevoie de analiști de date, avem nevoie de specialiști în marketing. Ubisoft, Electronic Arts și Gameloft sunt companiile românești din industria de jocuri cu cele mai mari cifre de afaceri. Prima a avut o contribuție considerabilă la dezvoltarea jocului Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, iar cea de-a doua a lucrat la FIFA, un joc care include acum și cluburile de fotbal din România. În România, potrivit statisticilor, sunt 7,9 milioane de utilizatori de jocuri video. 52% sunt bărbați cu vârsta medie de 39 de ani. Cu un număr de jucători în creștere și afaceri care înfloresc, studiourile de creație de la noi au început să fie listate și la bursă. Avem acces facil la capital. În momentul de față, suntem 25 de persoane în companie. Ne-am propus ca în următoarea perioadă să ajungem la 100 de persoane. Avem săptămânal peste 50 de interviuri. Industria jocurilor video din România se află pe locul 5 în Europa de Est ca cifră de afaceri. Rusia este în vârful clasamentului, iar înaintea noastră mai sunt Polonia, Kazakhstan și Ucraina. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.